Știați că pentru a obține o tonă de hârtie de imprimantă sunt tăiați 24 de copaci? Știați că poluarea atmosferică este redusă cu 75% pentru fiecare tonă de hârtie produsă din hârtie reciclabilă și nu din lemn? Știați că numai în București sunt aruncate 1 milion de sticle de plastic în fiecare săptămână? Știați că un angajat dintr-un birou poate arunca un sfert de tonă de deșeuri pe an? Cosmote România dorește să reducă impactul activităților sale asupra mediului înconjurător prin intermediul programului Green Office. Green Office are ca scop educarea și implicarea echipei noastre în protejarea mediului înconjurător, începând din propriul birou. În cadrul programului Green Office, angajații participă la sesiuni de training care au ca scop reducerea, reutilizarea și reciclarea resurselor din birourile în care lucrează. Hârtia și plasticul sunt colectate selectiv în containere speciale, reducând astfel poluarea mediului înconjurător. Prin programul Green Office, împreună cu susținerea colegilor noștri, în primele 6 luni ne propunem să reducem consumul de hârtie cu 30% și să reciclăm 80% din hârtia folosită. Astfel putem salva 300 de copaci. Consumul de plastic va fi redus cu circa 20%, iar 40% din totalul plasticului îl vom colecta selectiv. Vom consuma cu 15% mai puțină energie electrică și cu 10% mai puțină apă. Pentru a nu consuma mai multă energie electrică decât este necesar, ne închidem monitoarele în fiecare seară. Energia electrică pe care o folosim cu toții este obținută în urma arderii de combustibil care generează gaze nocive pentru mediul înconjurător. Prin reducerea consumului de resurse, reutilizarea și reciclarea acestora, contribuim la protejarea mediului înconjurător și la un viitor mai verde.